Doamnele mele, domnii mei, Rolex-ul meu, veți vedea imediat. Nu, că n-am. Bun venit la ceva cu reclame. Eu sunt domnul vostru, Dragoș Pătraru. Ne-am adunat aici pentru a comenta reclame, pentru a uni două suflete nevinovate, dar și pentru a conduce pe ultimul drum unele idei prostii, porcării din publicitate. Mă rog, noi le tot conducem, ele tot revin și tot așa. Deci nu strică un like, un comentariu, o distribuire, mulțumim să ni se ducă și nouă aceste clipuri, să fie mai vizibile, să le facem în continuare. Ah, la comentarii nu mai scrieți algoritm, că s-a prins fraierul. Cel puțin așa mi s-a spus. Scrieți orice altceva, nu știu, versuri scrieți ce v-a mai rămas din, din, comentariile de la BAC, copiați informații nutriționale de pe ambalaje, ca cu le citiți pe toate de când cu starea sănătății, dar nu mai scrieți algoritm. Căci că algoritmul s-a prins de manevră și stă cu ochii pe noi. Se notează și se abordează continuă. Ok, mulțumesc, Sărna. Deci îi dăm drumul. Să începem cu ceva ușurel, de încălzire așa, să intrăm un pic în atmosferă. Marote, domnul meu, banda, te rog. Vântul sufla amenințător, iar curentul rece a băluit o Un zgomot s-a cadat, rupea liniștea nopții. Să fi fost pași, s-a uitat în jur. Ah! Păi ce ați făcut mă cu reclama asta? Pun pariu că în următoarele secunde o să o vedem pe doamna filmată din partea cealaltă și o să descoperim că are... De fapt nu. Nu. Haideți să profit de această ocazie ca să verific cine a fost cu adevărat atent la emisiunile noastre. Așadar, știți cum continuă această reclamă? Evident că știți. Pentru că acum două sau trei ediții am avut spotul ăla cu... Aha, uh -huh, ăsta. <laughs> <laughs> Whatever life throws at you, laugh through it with comedy on Audible. Așa că doar vă întreb, mai punem continuarea reclamei cu doamna din bucătărie sau. lăsăm așa. Uh, feliem? Doriți și punguță? Hai, să punem și finalul. S-a uitat în jur. Nu era nimic acolo. Cu Voxa, transformi orice moment într-o poveste. Descarcă aplicația și bucură-te de mii de audiobucuri și e book -uri. Voxa! Ce chestie, domnul! Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Deci, și într-o reclamă, și în cealaltă, o doamnă cu o cască în ureche ascultă acolo, tu nu înțelegi reacțiile și, la un moment dat, ți se arată casca. Sunt promovate, deci, în ambele reclame chestii de ascultat. Eh, nu, nu zic că s-a copiat, păcatele mele, nu. Așa s-a nimerit, o, o coincidență, o. Oricum, în rez nu prea seamănă, nu? Păi, spotul cu mașina e filmat în exterior, ăsta la altul e filmat în interior, în bucătărie. ăla era pe comedie, ăsta era pe suspans, pe thriller, pe. Deci, nu, nu să știți că eu am râs un pic și la asta, pentru că în niciun caz n-aș fi ales un morcov pentru momentul de maximă tensiune, când s-a speriat personajul. Nu știu voi, dar eu automat m-am gândit la gluma aia tâmpită cu fii atent că i-a intrat morcovul, nici frunzele nu se mai văd. Ok, o fi la mine ceva defect. Sigur, e la mine ceva defect. <clears throat> Mulțumesc, mai departe. Repetați după mine. Eu, Mihai, eu, Mihai? I-am zis să nu iasă fără căciulă. Ok, ok. Să zicem că până aici suntem de acord. Avem deci situația cu mamele foarte atente și foarte iubitoare Care au grijă de băieții lor chiar și atunci când s-au făcut dita mai dârlăi și se duc să sensoare. Pune-mă, mamă, ceva la mijloc, că uite... Trage căciula aia bine pe ure când mergi la plajă. Cunoaștem. Ok. Până aici, să zicem. Bă, da continuarea. <coughs> Mișule? <coughs> Eu, Mihai? Eu, Mihai? O să iau mereu plantusin forte pentru orice fel de tuse. O să iau mereu... Nu lăsa tusea să-ți strice momentele frumoase. O să iau mereu... <gără> Nebunule, ce era să mă păcălești, auzi? Păi eu am venit să o iau pe asta, mă, ce naiba? Uită-te la el, ce pișicher! Părea genul sobru, ceremonios, așa, doar e ofițer, nu vorba aia, ofițerul stării civile. Sau ofițerul stării gripale, cum se mai spune acum. Dar uite ce hazliu era, mă, nebunul de el. Și mai ales mereu pregătit cu un medicament. Cum se întâmplă în alte 3928 de reclame. Trage unul un strănut sau o bășină, cineva de lângă scoate o pastilă, un sirop, o alifie împotriva bășinilor. Uite, asta nu s-a făcut. Nu v-ați săturat de clișeu ăsta? Mie mi-a ieșit pe nas, vă spun. E total neverosimil. De ce ar sta omul ăla cu siropul pe masă? Nu, îmi pare rău. Știu că nu m-a întrebat nimeni pe mine, însă răspunsul meu e nu. Eu nu mai suport acest clișeu enervant. Da. Ce s-a întâmplat, Vănică? Iliba. Acum, bineînțeles, în apărarea ăstora, sunt atât de multe astfel de produse care trebuie promovate, ce naiba să găsești pentru fiecare? Că s-a cam zis și s-a făcut tot în publicitate. Pe de altă parte, dacă n-ai o idee mișto, la o -mă așa, bă, sirop din plante împotriva tusei, ajută-i foarte bun, luați-l, ai ura și la gară. Uite ingredientele față de alții, suntem mai șmecheri. Ok, mergem mai departe ne calmăm, respirăm, tragem niște primăvară pe nas. Doar a venit primăvara, mă, nu? Miroase a primăvară peste tot. Ne plimbăm un pic prin natură, scoatem hârlețul din magazie, să-l turăm un pic pe grădină, să facem câteva brazi de cu el. Hârlețul, da, cazmaua tată, sapa! Sau orice instrument vreți voi. Important e să ne mai dezmorțim un pic. Nu, 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 stați aici, stați aici, unde plecați? Mă, tu ăla, vină cu! De ce să închideți? Stați aici pentru că voi ați recomandat această reclamă De vreo două săptămâni pe la comentarii Vezi ultima cu Hornbach, vezi ultima cu Hornbach Știind că au niște reclame dubioase ăștia Dar amuzante până la urmă Am dat repede să văd Hornbach, Hornbach Și am văzut Serios, mie îmi plăceau reclamele de la Hornbach pe ideea aia simplă, bă, e făcut de tine, mă. Dacă ai pus gresia aia invers cu fața în jos, n-are nimic. Măcar ai pus-o tu. Perseverează. Ai da gaură cu bormașina în țeava de gaze, n-are nimic. E opera ta, felicitări. Dacă mai ești în viață, țin-o tot așa. Iată, filmată frumos, realistă, te îndeamnă să te apuci de lucru, te încurajează. Ia să distrug eu puțin pe baie, mă, să mă simt bine. Bă, dar asta cu tipul care iese din cocon sau cum să cheamă în velișul ăla... Ia. Da, domne, am înțeles ideea foarte bine, dar nu mă inspiră. Adică da, îmi vine să mă duc la baie, dar numai ca să torn o cisternă de apă cu să pun pe mine și să facă și cu peria de sârmă pe tot corpul. E scârboasă, mă, tată. A, ah, apropo de scârbă. Ai. Ce, ce fețe, ce atmosferă, ce joc, până și betoniera, până și părul ăla transpirat pe burtă, zici că sunt actori. Cum îi face ăla semn să dea totul jos? Beton, beton armat. E, asta ce reclamă credeți că e? Tot nebunii ăștia cu primăvara. Nu degeaba am zis mai devreme că miroasea primăvară, dar după ce am văzut imaginea asta, miroase numai. Da, asta e din 2019 și n-a fost pe la noi că s-ar fi discutat despre ea, ar fi fost delirul de pe lume, tată. Cred că s-ar fi făcut niște glume de mega, mega autobază inspirate din reclamă. Bun, să schimbăm domeniul, să, să schimbăm mirosul pe aici, bă. Niște miros de, de vară, nu vreți? Un pic așa? Ok, nu o să insist, presupun că știe toată lumea la ce se face reclama aici. Sau nu? Da, nu cred că știe toată lumea. Adică, de ce să știe toată lumea? Ce, doar pentru că se dă băiatul ăla cu deodorant înseamnă că e o reclamă la deodorante sau ce? Cine a hotărât asta? Cine? Poate e o reclamă la, la injectoare, la pompe funebre, la piatră de călcâie, la aspră de baie, băieți, aspră de... semințe, băieții, semințe... porum fiertă... Evident, aluzie la deodorantele a. Efectul ax le știți pe astea. Simpatică parodia asta cu ochelarii. Bine mă, domnilor, dacă insistați, domnii mei și doamnele mele, am primit câteva sute de comentarii, mă, sute, și cu prostia asta, cu doamna mea, domnul meu... Bă, îi știi, bă, uitați-vă că e foarte tare. Da, o știm pe doamna, oh, 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 o știm de mult. Noi, ăștia mai puri, așa, o știm de pe vremea când se porcăia cu Corneliu Vadim Tudor pe la televizor. Am avut-o de clientă la Starea Nației, când era Starea Nației Mică, iar eu foarte mare, mai mare, cu peste 30 de kg, așa. Ancuta Cârcu, sexy peremista, nu a luat vacu. Rezultatele mele sunt foarte dezastroase, pentru că m-am ocupat de politică, m-am ocupat de um, acest examen, simt că mi-a dat o mare importanță. Pot să spun că la matematică am 3, la fizică 2 și la în limba română 6. Într-adevăr, matematica și fizica sunt o materie abstractă pentru mine. <laughs> eu când vă zic suntem vechi, domnule... La o căutare în viteză pe Google, vedem că între timp doamna s-a lipit la Partidul Aur, s-a lipit și la un dosar penal pentru proxenetism, s-a judecat și curătăcit ăla de Simion, o contestă pe șoșoacă, iar de câțiva ani și-a găsit nișa asta. Doamna a devenit expertă în publicitate. În momentul să se înțeleagă că în 2023 se vor schimba reclamele, oamenii vor să vadă, oamenii vor să știe. Și noi să mergem să-și să palpăm, ca să arătăm că e real. Am înțeles, doamna expert. Nu știu, scârba asta care mă încearcă acum, cred că e de la reclamele de mai devreme. Da, așa cred. După cum știți, iar dacă nu știți, o să aflați acum, și regret că aflați de la mine, sincer vă spun asta, doamna mea și domnul meu sunt în mare vogă în această perioadă pentru reclama la pompe funebre. Da, au palpat copârșeul pe interior, deja e delir ce se întâmplă. Te rog să numei Rolex, să respecti ceea ce uh, țin de accesorii. Nu știu dacă ajung în iad, dar cu siguranță nu mă voi deprima. Îți mulțumesc că nu ai venit cu alta la înmormântare. Te rog să spui ultimele cuvinte că le aud. Nu știu, e vreun schepsis cu rolex -ul? Adică o fi vreo aluzie la expresia aia, ți-a sunat ceasul? Că dacă e așa, mergea mai bine un Rolex de la de perete, cu alarmă, cu nu de asta de mână, nu? Domnul meu, Capela, are o capacitate de 100-110 persoane. Este lejer, fără a respira greu. Superb! Cocoșul face toți banii în povestea asta. Cântecul ăla te trezește din morți. Sper că l-au omenit și el cum se cuvine Cu o găleată de grăunțe, cu... Chiar merită Și gata, destul Sincer, nici nu înțeleg de ce era nevoie de o astfel de reclamă Oricum, cea mai bună reclamă pentru firmele astea de pompe funebre Se face din om în om Prin viu grai, nu? Viu grai, ați prins-o, da? Decedat, viu Ce ai mă, dacă nici noi nu ne pricepem la jocuri de astea cu... Senzația mea, și cu asta închei, e că de pe urma acestor clipuri profită mai mult doamna și domnul decât firma care a plătit. Dacă a plătit. Mai departe. Danke prezintă Schmeckermeister. Schmeckermeister. Acea senzație. E, yeah, stați un pic. De unde îl știu eu pe domnul? Am, am acea senzație că îl știu pe domnul de undeva. Dragilor, să mulțumim neprevăzutului că planurile voastre au ajuns să se împlinească. La Sfântul Așteaptă. Scuze, dar. Ți-a sunat ceasul. Domnul E-Credit? Exact! Domnul iCredit, ce mă enerva reclama aia? Automat schimbam canalul. Nu mă mai uit la televizor, dar simțeam când e. Eh, de când au scos-o și le-au băgat pe inteligentele alea care dau cu bomba până în parc, până nu știu ce, până în magazin, a început să-mi fie simpatică. Acea senzație că în interiorul tău se află doi lupi ai unul șmecher, celălalt meșter. Vă rog unul dintre lupi să poftească la masă. Danke. nemțește. Acum m-am tot gândit și eu, mă, care faza cu lupii? De ce lupi? Lupii galbeni, lupii de pe Wall Street, lupii din poveste, lupul ciolacu. N-am înțeles. De ce nu sunt deri? De ce nu sunt doi pârși? Pârșul șmecher și pârșul meșter. Plus că m-am uitat de 10 ori să înțeleg de ce e ăla șmecher. Probabil pentru că stă și se uită. Da, trafaletul din mâna dreaptă nu atinge peretele. Doar stânga lucrează nu știu, mă predau. Cred că e prea adâncă pentru mine. De țoalele domnului I. Credit nici nu mai amintesc. Cine naiba să îmbracă așa când zugrăvește? Ia să mă duc eu, mă, până la brico de po, să-mi iau niște pantofi de lac. Da, păi am dezugrăvit și, și o cămașă, da, e impecabilă, un tricou alb, imaculat, ca să, păi, mă respect. De fapt, aici este opera unui adevărat maestru. Wow, dar ce linii! Ce îmbinare perfectă! Asta înseamnă BC artă. Da, doamnă, ce vrea să spună? E că am folosit becia din ăsta bun, de la Holsim. Sau cum îi zicem noi, artă și precizie. Ia, altul. Bă, deci fix așa arată șantierul și oamenii de pe șantier, mă. Cămașa perfectă, tricou alb, alb scos din țipla cu... Prea multă artă, bă băieți, prea multă artă și prea puțină atmosferă autentică de lucru. E, sigur că am priceput și ideea din spatele țoalelor desăvârșite și al pereților fără picătură de moloz pe ei. Adică uite, bă, uite, bă, cât de curat se lucrează cu aceste materiale, cu danche, șanche, cu bca ăsta bun, cu... Știți, în camera cealaltă facem exact în acest moment o operație de apendicită, da? De-aia ținem atât de curat. E, nu merge. Spuneți artistului să pună măcar un fez găurit peste casca aia impecabilă, să fie și ceva veridic în toată povestea. Urgențele nocturne te deranjează? Cu doar o capsulă de Prostamol 1, zilnic la aceeași oră, poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Nu pot să cred. Am înțeles că iar apare asta la televizor. Bă, ce paralelă neinspirată, zic așa ca să fiu finuț, să nu spun de c ce paralelă neinspirată, deci, între problemele de urinare și munca pompierilor. Bă, de deci ce fix același lucru să te duci noaptea să faci un pipi cu întreruperi și să te duci noaptea să stingi un incendiu, să salvezi o familie din foc și așa mai departe. Foarte, foarte inteligentă reclamă jet mă, de aici Chiar și soțul meu a observat Vecina mea m-a întrebat dacă țin o dietă specială <laughs> Chiar și soțul meu a observat Cum adică chiar și soțul meu? Adică ce vrea doamna să insinueze? Că soții nu se uită la soțiile lor? Că nu s-a atenți la neveste? Se uită doar la bormașini și la unelte de pescuit? Asta e o reclamă făcută de o femeie, sunt sigur. Și e un atac la bărbați. Foarte urât. Foarte urât. Iar eu doar am grijă de ficatul meu, dar într-un mod smart, cu slab ficat slim. Într-un mod smart. Mamă, Adică, face analize periodic, ești atentă la mâncare, la mișcare, la somn, la sport, la sănătatea emoțională. Vă recomand aici episodul cu sănătatea emoțională de pe celălalt canal al nostru, Starea Sănătății, la toți pilonii pe care se bazează starea de bine? Sau doar așa cu pastile recomandate în pauza publicitară? Ce te-aș ba? E drept că ăștia cu slaboficatul, cel puțin, nu spun ia asta și o să arăți precum tipa din reclamă. Nu. Ei o dau așa cu manta, cu precauție, contribuie la, ajută la mai departe fiecare ce înțelege și ce crede că e bine să facă. Adică, până la efectele slaboficat, trebuie să te ajuți tu foarte, foarte mult. Ceea ce 9 din 10 oameni nici nu vor să audă. Ce voiam să vă mai spun este că au apărut astfel de mizerii din nou. Nu e prima dată, am fost de-a lungul timpului în multe porcării de astea. Asta e însă prima pe care o văd în care se folosește AI-ul pentru a-mi reproduce vocea. Nu doar mie, ci și doctorului Mihail, care mi-a și trimis această mizerie. Cum de a depăși impotența? Astăzi, în studioul nostru, un urolog ne va vorbi despre asta. Recomandăm tuturor bărbaților români să asculte părerea lui. Salutări, dragi telespectatori! Nu vă voi reține mult timp. Vă voi răspunde imediat la întrebare. Da, impotența poate și trebuie tratată. Și acum, sincer vă spun, m-am tot gândit. Mi se pare incredibil că unii pot să facă așa ceva. Voi vă dați seama că există niște viermi de oameni care au lucrat la treaba asta? care apoi merg acasă și când îi întreabă copiii lor, Tati, nu-mi pot închipui că o femeie ar face așa ceva Tati, ce-ai făcut azi la muncă? E, ce să fac, tati? Am fost din nou un vierme mizerabil I-am ajutat pe care mă plătesc să mintă niște oameni Folosind imaginea unora fără acordul lor, mințind, făcând furt, tot Bravo, tati, bravo! Te iubesc pentru că ești un vierme nenorocit, asta vreau și eu să mă fac când voi fi mare. Super! Asta a fost, dragilor, ne vedem și săptămâna viitoare tot aici, în această perioadă, în această minunată atmosferă de primăvară, puteți să ne sprijiniți și cu bani, fără să scoateți vreun ban din buzunar. Sau din cont. E foarte simplu: direcționați către starea nației 3,5% din impozitele plătite deja anul trecut către stat. Durează doar un minut prin formularul 230 care se află pe site, în descrierea acestui clip și chiar în primul comentariu. Banii pa și pusii! Și dacă vă plac producțiile noastre, avem și abonamente, normal că avem. Abonează-te românește! Am stabilit trei niveluri de abonare aici pe YouTube, am pus și buton de donații pe site-ul stareanației.ro, acolo toți banii ajung la noi și... E foarte bine. Tot pe starea nației.ro avem și magazinul nostru online de unde puteți să achiziționați ceaiuri organice, cafea de specialitate prăjită la noi la fabrică și alte articole de cea mai bună calitate. Mulțumim și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim că existați și, desigur, că existăm.